Bună ziua, dragii mei! Și bine v-am regăsit! Iată că deja s-a întors o carte la o etalare nouă, de data aceasta cu titlul Tu și el sau ea încotro. Să vedem despre ce va fi vorba în această nouă etalare. Ce ne vor spune cărțile nou despre relația voastră, despre ceea ce mai simțiți unul față de celălalt, despre ce gânduri aveți unul despre celălalt, despre relația voastră și așa mai departe, ce vă doriți în legătură cu această relație. Și haideți să vedem! Iată prima carte în etalare, dragii mei, este Asul de Băte. Această carte indică. Foarte noi și foarte frumoase auspicii, sub care se naște o nouă etapă în relația voastră de dragoste. Este vorba de acest nou început pentru voi, un început plin de pasiune, după cum ne spun bătele de fiecare dată. Da. Această carte uh, aduce și ideea unor uh, rezultate foarte fericite când vine vorba atât de viața voastră uh, personală, atât de, de relația voastră, cât și de viața voastră în general, da. Uh, indiferent dacă aveți o activitate pe care o uh, desfășurați în viața voastră de zi cu zi, munca voastră pe care o faceți, da? sau poate cariera voastră, ce știu eu, poate aveți o afacere proprie pe care o construiți, pe care, în care vă dați tot sufletul vostru, da? Bine, nu chiar tot sufletul, să nu înțelegeți greșit. Da, dacă aveți această activitate, văd că o faceți cu toată pasiunea voastră, da? cu tot, cu tot sufletul o faceți și acest lucru se va vedea foarte curând pentru că, iată, această bâtă are mugura și aceștia care se văd pe ea. Acestea înseamnă rezultate foarte bune, foarte pozitive, indiferent ce faci acum în viața ta. Da? Aceasta este valabil și pentru relația voastră de cuplu, pentru că se pare că dacă la muncă îți merge bine și în cuplu este la fel de bine și ce văd eu este acolo armonie, pace, iubire, tot ceea ce vrei pentru a putea avea parte de, de succes în dragoste, da? Aceasta se numește a avea succes în dragoste. A fi în liniște, a fi în păcat tu cu tine însuți, cu persoana ta și a vă putea vedea de lucrușoarele voastre acolo în relație, da? Uh, oricum ar fi, văd că un nou început, după cum am spus, o nouă etapă se deschide în fața voastră, așadar poate că unii dintre voi veți decide, veți lua decizii de comun acord să vă mutați împreună sau să închiriați un locșor unde să stați amândoi <coughs> ca doi porumbei, da, cum se spune, uh, sau uh, poate că veți decide să uh, vă mutați unul lângă celălalt în sensul de localitate, da? adică în aceeași localitate unde se află celălalt, să nu mai fiți așa de departe unul de celălalt. Um, poate că unii veți decide chiar lucruri mai importante, cum ar fi să vă logodiți sau să vă căsătoriți, sau să aveți un copil, de ce nu? Wow, cât de frumos, dragii mei! <laughs> Nici nu putea fi altă carte. Ca da? Soarele, cea mai importantă, cea mai frumoasă, cea mai deschisă carte din tarot, iată că anunță o perioadă extraordinară pentru tine, o perioadă foarte, foarte fericită, care se deschide ca o floare, iată ca această floare a soarelui și ca zâmbetul de pe fața acestui copil în fața ta, anunță evenimente care mai de care mai pozitive pentru tine, Probabil că și schimbări la locul de muncă, probabil că vei avansa în carieră în această perioadă. Dacă îți dorești mai ales acest lucru, să știi că se va întâmpla și pentru tine. Poate că era timpul de, de mult să se întâmple acest lucru, dar iată că, în sfârșit, se întâmplă acum. Văd că șefii tăi sunt foarte mulțumiți de munca pe care o faci <coughs> <coughs> și faptul că tu ești împlinit sau împlinită la locul de muncă și ai rezultate pozitive te face să strălucești și să uh, ai o aură așa de învingător și în relația de cuplu, cuplu, da. Uh, adică fericirea de la locul de muncă se vede și în cuplu. Și invers am putea să spunem. Uh, ești fericit în viața de cuplu și asta te face să dai uh, randament la locul de muncă. Da, este posibil ca în perioada următoare, iată că tot văd referiri la un copilaș în viața voastră, să aveți de terminat niște acțiuni, poate în legătură cu un copil, poate că unul dintre voi are un copil sau are legătură cu custodia unui copil, ceea ce se poate rezolva în această perioadă. Da? vă poate reveni această custodie sau poate că vă decideți în sfârșit, în sfârșit, să faceți acest copil împreună. Și iată, în ultim, un ultim mesaj vine din partea reginei de băte. O regină foarte frumoasă, foarte um, ageră, am putea să spunem, și încăpățânată, stăpână pe sine. Um, care știe ce vrea, bineînțeles că această regină vine cu, cu foarte multă pasiune în această relație, bine să-și pună peceta așa pe relația voastră, să spună, da, domnule, asta este relația voastră și nu vă, poate lua, nu vă poate lua nimeni, nu vă poate nimeni sustrage nimic de aici. Și așa și este, dragii mei, ceea ce faceți pentru voi este bun făcut și așa va fi mereu. Uh, văd că această carte este posibil să aducă schimbări în familia ta, dragul meu sau draga mea, da? Dacă nu ai făcut prezentările familiei tale cu partenerul sau cu partenera ta, iată că este momentul să o faci. <coughs> Și această familia ta se va bucura pentru că, iată, uh, numărul membrilor ei crește, da? Să-l prezinți pe viitorul soț sau pe viitoarea soție, să o prezinți. Uh, de ce nu? De asemenea, după cum uh, am mai vorbit mai devreme în uh, anterioarele cărți, este vorba despre un copil, da? În familia ta se poate naște acest copil și acest copil va aduce o energie nouă, să știi că va veni cu un noroc foarte mare uh, și îți va pecetlui întreaga viață într-un mod cât se poate de pozitiv. Iată următoarea carte, draga mea sau dragul meu, este Marea Preoteasă alături de acest as de băte. O carte extraordinar de pozitivă pentru că te pune în comun acord cu sinele tău superior, cu intuiția ta. Se pare că tot ceea ce vei face de acum înainte va fi dintr-un loc așa foarte sigur, da? cum este cel al intuiției tale. Pentru că de câte ori ai luat o decizie pornind din acest spațiu al intuiției, nu te-ai uh, înșelat și ai luat doar decizii înțelepte, uh, pline de curaj uh, și care au avut uh, urmări fericite pentru tine, pentru viața ta, pentru că despre asta vorbim aici, da? Uh, da, Marea Preoteasă poate avea legătură și cu anumite activități ale tale. Din timpul liber. Poate că ești mai deprins sau deprinsă în aceste momente să faci meditație, poate îți place să faci meditații, meditație în sens de spiritual, da? Să te conectezi cu Sinele tău Divin, cu Divinitatea din exteriorul tău, cu îngerașii, cu arhanghelii, cu toate ființele divine, pentru a-ți crea așa o o zonă de siguranță, să zicem, mai mare, da? pentru că este clar când atunci când medităm este ca și atunci când ne rugăm foarte mult, protecția noastră crește, nivelul de vibrație al nostru crește foarte mult. Și este destul de important pentru viața noastră. Și să vedem următoarea carte, iată avem din nou un as, asul de pentagrame alături de soarele. Este clar că vorbim aici de un nou început în viața ta. Ești foarte aproape de ceea ce îți dorești. Ai un noroc foarte mare în viață. Este clar, cu asemenea cărți nici nu, poate, nici nu putea fi vorba de altceva decât de noroc. Soarele strălucește pe strada ta. Roata norocului se învârte în favoarea ta în sfârșit. Și îți oferă, iată, ceea ce îți doreai de multă vreme, adică să fii alături de această persoană ta, să fiți voi doi să puteți să vă clădiți o viață împreună și să puteți să urziți acele uh, vise uh, pe care uh, la care vă gândeați poate mai mult singur sau singură până acum. Uh, iată că vi se dă această posibilitate să stați cât mai mult în preajma partenerului sau a partenerei voastre pentru a afla poate mai multe despre ceea ce aceasta sau acesta își, își dorește la rândul lui sau la rândul ei, da? Pentru că este foarte important să ținem uh, cont și de dorințele celuilalt. Sau ale celeilalte. Da, și iată că nimic nu mai încape uh, la îndoială, uh, nu mai stă la îndoială. Iată că avem cartea Îndrăgostiți alături de această regină de băte. Este clar că uh, povestea voastră de dragoste este ceva pe pecetluit, uh, este ceva ce trebuie să trăiți și o să experimentați pe parcursul întregii vieți. Da, uh, sunteți foarte fericiți în cuplu, nimic nu poate să tăgăduiască asta, nimic și nimeni. Este posibil să faceți chiar și un drum sau o călătorie, poate, poate veți merge undeva la țară, mă gândesc, sau într-un oraș foarte frumos, veți vizita poate muzee sau alte locuri foarte frumoase parcuri și așa mai departe. Văd că veți petrece foarte mult timp în aer liber. De ce? Pentru că este foarte frumos afară încă și iată timpul ne, ne, ne dă voie să facem și asemenea activități, chiar dacă este iarnă, da, cronologic vorbind. Da, o carte de bun augur aceasta îndrăgostiților. Pentru că îți dă voie să-ți exprimi pasiunea pe care o simți față de partenerul sau de partenerata ta. Și următoarea carte, iată că este din Oracol, este cea a reconcilierei. Reconcilierii. Cineva din trecutul tău se întoarce în viața ta. Asta, dacă poate fi valabil pentru tine, doar tu poți ști. Dacă este valabil, înseamnă că uh, vei avea această poveste de dragoste alături de cineva din trecutul tău. Dacă era altcineva, cineva care are legătură doar cu prezentul tău, atunci înseamnă că așa va fi. Uh, acestea fiind zise, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!